Dragi făgărășeni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu din această seară este domnul inginer Vasile Manta, directorul sucursalei Făgăraș a Societății Apă Canal Sibiu. Bine ați venit în emisiunea noastră, domnule director. Bine v-am găsit. În ultima perioadă, atât presa scrisă, cât și televiziunile, radioul, au mediatizat situația mai specială care s-a creat la societatea dumneavoastră din cauza neplății unor sume importante de către cei care au consumat apa pe care o livrați. Puteți să ne spuneți cam care mai este situația în momentul de față? Cum să nu? Și țin să vă mulțumesc pentru invitație, dar în același timp sunt puțin așa, parcă nu mă simt în apele mele când de fiecare dată când ies pe ecrane la o știre sau la altceva, în loc să vorbim și de alte probleme ale societății și ale infrastructurii de apă și canalizare din municipiul Făgăraș, trebuie să discutăm permanent de datoriile pe care locuitorii orașului le-au către societatea noastră, datorii care sunt deosebit de mari la ora actuală și care, vreau să vă zic, fără a exagera, că pot să pună în viitor în pericol sistemul de alimentare cu apă din municipiul Făgăraș. Adică mă gândesc la faptul că se poate ajunge și în situația de a nu mai putea alimenta în mod continuu municipiul Făgăraș cu apă, pentru că trebuie să luate niște măsuri. Vreau să vă zic că la ora actuală, chiar astăzi, debitele pe care le avem sunt de 1.741.794, din care facturi mai vechi, de 45 de zile, deci facturile care, care trebuie plătite, e scadența, plus încă 30 de zile peste perioada de scadență și care sunt aducătoare de penalități și în final pot fi cele care conduc la debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă, sunt de 932.517. Adică, mai bine zis, în banii vechi sunt aproape 10 miliarde de lei, din 17 miliarde cât avem de încasat, iar din nefericire, situația e foarte tragică la populație, pentru că asociațiile de proprietari și locatari cu cei care stau la case reprezintă în această datorie de 932.000 90% împreună. Cei care stau la case sau asociațiile de proprietari plus casele. Și casele, 90%. Da. Gândiți-vă că restul, 8,2% și 1,2% sunt deci agenții economici și instituțiile bugetare. Și bănuiesc că și ei consumă destul de mult, agenții economici. Consumă, din nefericire pentru noi, nu avem o industrie chiar atât de dezvoltată în Făgăraș, adică nu prea mai avem așa multe unități economice cu pondere și cu un consum deosebit de apă, dar situația la nivelul lor nu e atât de îngrijorătoare, pentru că am luat mai repede și luăm în continuu măsuri de notificare și de branșare acolo unde este cazul. Dar asociațiile de proprietari, acolo mă îngrijorează pe mine, unde este viață în condomeniu, au 75% din aceste facturi mai vede 45 de zile. Aici s-ar putea să fie și o vină administratorilor, pentru că nu odată s-a întâmplat ca locatarii să plătească apa și cei care administrează să nu plătească, să vină să vă dea dumneavoastră, să plătească alte găuri, știu eu, la Ecoterm sau în altă parte, și apoi, după aceea, când mai încasează niște bani, să vină la dumneavoastră. Ați întâlnit astfel de situații? Sau? S-ar putea să fie și situații de genul ăsta, dar eu totuși consider o vină a locatarilor, a celor care compun asociațiile de proprietari, pentru că trăiesc într-o pasivitate totală, așa, să gândesc că apa vine din cer și uită că pentru a avea apa la robinet, pentru a o folosi, ea este adusă de la
15 km distanță, acolo avem noi captările de apă potabilă, unde avem foraje de medie adâncime. Este adusă în Făgăraș cu cheltuielile respective, problemele care sunt de zi cu zi cu infrastructura de apă și canalizare veche de peste 50-60 de ani de zile, care ne aduc mari bătăi de cap, cheltuielile enorme, atât cu salariile, cu datorii la bugetul statului, cu cheltuielile materiale, cu datoriile către furnizorii noștri, care la un moment dat, cum spuneam la începutul emisiunii, pot să ne conducă într-o stare neplăcută în activitatea noastră. Trebuie să le spunem telespectatorilor că apa în acele puțuri se scoate cu curent. Deci sunt motoare, deci trebuie să plătiți curent acolo. Da, plătim curentul, plătim apa brută la SEGA, plătim penalitățile la SEGA pentru deversarea apelor uzate în emisar, respectiv în râul Olt, prin contracanalul Voila și prin intermediul stației de epurare. Deci cheltuielile sunt mari. Cheltuim bani cu repararea defectelor pe care le avem în oraș. Știți foarte bine că noi trebuie să avem obligația să le aducem la starea inițială a carosabilului. Deci sunt cheltuieli care, dacă noi nu încasăm aceste sume, suntem puși într-o situație neplăcută. Dar mai mult decât atâta, și cu asta aș dori poate să încheiem capitolul datorilor, mai dau câteva exemple de asociații. Da, da, și aș mai vrea tu să vă întreb ceva, spuneți. Da, spuneți mai mult decât atâta, știm foarte bine, probabil vom atinge subiectul puțin mai încolo, avem reabilitarea rețelor de apă și canalizare. Da, să discutăm. Deci o investiție din fonduri europene, de aia și suntem în cadrul operatorului regional, pentru că numai în cadrul unui asemenea operator puteam să accesăm și noi asemenea fonduri. Operatorul, pentru partea lui de cofinanțare, a făcut un împrumut de 7 milioane de euro în luna noiembrie anului trecut. Noi suntem monitorizați de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru cu foarte mulți indicatori și unul din ei este acest grad de încasare a facturilor, la care, din păcate, în municipiul Făgăraș stăm foarte prost. Păi, gradul de la sfârșitul lunii februarie aveam total facturi neîncasate mai mari de 45 de zile din total debit 75%. 75% este enorm. Suntem, și că nu s-o cotesc Șura Mică și Șura Mare din Sibiu, dar suntem pe ultimul loc. Mă refer la orașele și sectoarele mai mari din cadrul operatorului regional. Vreau să vă spun că Sibiu, care este de 4 ori mai mare, 4-5 ori mai mare ca număr de locuitori decât Făgărașul, aveau facturi neîncasate de 3 milioane de lei și noi avem 1 milion de lei. Deci vă dați seama cât de prost merge această activitate. Este una din activitățile care ne dau mari bătăi de cap, pentru că la celelalte, și nu cred că poate să spună cineva, cu minusurile și lipsurile pe care le avem, că în orice activitate există, că nu sărim totdeauna și nu rezolvăm totdeauna problemele care apar pentru locatare din oraș. Mă refer la defecte care nu așteptăm să, că mie permite niște criterii de performanță tehnice, un defect pe aducțiune, un defect în oraș, să treacă atâtea ore cu tare. Da. De câte ori apare, căutăm să rezolvăm cât mai repede pentru a limita și pierderile de apă în rețea, cât și de a nu crea un disconfort cetățenilor din municipiu. Care ar fi așa asociațiile cele mai rău platnice, ca să spunem așa? În ce zone se Vă dau câteva asociații. Da. Am o listă întreagă, dar vi le spun din memorie. Asociația cu cele mai mari datorii și mă miră lucrul ăsta pentru că este într-o zonă centrală a orașului, este asociația numărul 5 Vasile Alexandrii, care la ora actuală are peste 1 miliard de lei datorii la societatea de apă. Apoi urmează
asociațiile din Tudor Vladimirescu, urmează asociațiile din 13 decembrie, 9-13 decembrie, asociațiile de proprietari din Tăbăcari, 33. Iară, ai zice că eu asociația care au 30 tu, Perția. 30 tu, Perția, da, 30, 30, asociația proprietară, este o asociație mare, într-adevăr, au 67.334, vă dați seama, da. Peste 600 de milioane de lei în banii vechi. Spun și folosesc și milioanele vechi, ca populația ca înțelege mai bine. Da. Mai e un lucru, ne pune în pericol aceste neîncasări, ne pune în pericol și planul nostru de investiții și reparații capitale pentru anul 2012. Deci noi avem din banii proprii ai operatorului regional. Da, da. Avem investiții pentru municipiul Făgăraș în acest an prevăzute, și mă refer aici numai la reparații capitale și investiții, în jur de 600 de mii de lei. 600 de mii de lei reprezintă mai mult de jumătate decât datoria asociațiilor de proprietari la facturi mai mari de 45 de zile. Și sunt cuprinse acolo câteva investiții absolut necesare și operatorul de la Sibiu, în speță domn director general Niculescu, a fost receptiv la dorințele făgărășenilor prin conducerea municipiului Făgăraș. Am prins în planul de investiții al nostru branșamentele de apă pentru blocurile noi de la ANL și grădinița de pe Câmpului, care erau datoria municipalității. Așa, municipalității. Am prins în reparații capitale strada Dr. Ioan Șenchea, care din păcate nu este prinsă în planul de reabilitare din alte motive care nu au depins de noi și au fost prinse cu suma de 280 de mii de lei, investiția dincolo de la ANL, 260 de mii de lei, și mai avem 80 de mii de lei la contoare, pentru că vrem să schimbăm și contoarele de apă și în special să începem cu blocurile. Deci sunt investiții pe care, dacă nu reușim să avem lichiditățile, nu le putem rezolva. Foarte multe defecțiuni, pentru că lucrez în zona aceea și văd apar și vă necăjesc pe strada Trandafirilor. Acolo aveți de gând să... Da, deci strada Trandafirilor este prinsă în programul de reabilitare a rețelor de apă și canalizare. Cea mare sau... Strada Trandafirilor mare și străzile... Nu, dar zic în programul cel mare sau în În programul cel mare. Da. Deci nu puteam prinde în program de reparații capitale astăzi. Vreau să vă mai spun că anul trecut am realizat reparații capitale în valoare de aproximativ 70-80 de mii de lei în cartierul Galați. Am reparat, am schimbat conductele pe două străzi, pe Dobrogeanu Gherea și pe Ana Ipătescu, din fondurile noastre proprii. Da. Nu s-a întâmplat acest lucru și sunt de câțiva ani în sectorul ăsta, în trecut, datorită lipsei lichidităților și lipsei banilor. Ăsta este un alt punct favorabil în faptul că ne-am asociat cu Sibiu. Deci este numai un câștig pentru municipiul Făgăraș faptul că ne-am asociat cu operatorul de la Sibiu, pentru că pentru unul accesăm acele fonduri europene pe care nu le puteam accesa singuri, deci dacă rămânea operatorul al Făgărașului, sau dacă eram la Brașov, pentru că ei deja începuseră prima etapă, iar noi etapa 2007-2013 nu mai prindeam. Așa că am prins etapa 2007-2013, e prevăzut ca la sfârșitul 2014 să fie terminate investițiile prin aceste fonduri structurale. Înainte să vorbim un pic de ce veți face cu aceste fonduri structurale, pentru că ați adus vorba de contoare și contoarele la bloc, în momentul când le veți monta, oare nu va fi posibil, că și asta ca o cerință
pe care am auzit-o de la foarte mulți făgărășeni care locuiesc la bloc, că acelea să se facă contorizarea pe scări. Pentru că mulți sunt scări în care, de exemplu, toți plătesc, aproape toți plătesc. Și în altă scară sunt oameni care nu pot, nu vor, nu știu ce, nu plătesc. Vreau să vă zic un lucru. Noi nu ne putem, observați că nu avem lichidețele necesare să supraviețuim și facem eforturi pentru a face și investițiile pentru a face multe lucruri. Nu putem să executăm lucrări de separare la pescări, la blocuri, pentru că nu este problema noastră. Dacă totuși locatarii din anumite blocuri doresc să se separe și sunt foarte mulți în oraș care au făcut lucrul ăsta și doresc în continuare, îl pot face prin cerere la noi, prin un aviz pe care îl dăm, prin realizarea unui proiect și costurile nu sunt mari la proiect și la aviz, iar apoi cu o societate, și nu am cerut ca să le facă numai cu noi, orice societate cu care pot să realizeze lucrările, doar cu condiția ca în final lucrările, procesul verbal de recepție să fie făcut de noi, pentru că apoi ea intră în cadrul domeniului public. Știți bine că domeniul public concesionat de Apă Canal Sibiu este numai domeniul public, el ține până la contorul de branșament, contorul îi reprezintă ultimul element al domeniului public. De la contor încolo este proprietate privată. Noi nu avem acces pe proprietatea respectivă și nici nu putem face lucrări pe proprietatea respectivă. De asemenea, ca să răspund și la întrebarea care eu bănuiesc că mi-ați pune-o, dar probabil fiind de atâta timp totuși în Consiliul Local și având nenumărate întâlniri, noi ne-am întâlnit de foarte multe ori, întrebare care se pune, contractele individuale, nu putem la ora actuală, legislației care există, legea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, nu putem să facem contracte individuale. Noi avem concesionat domeniul public, nu avem spuneam mai înainte, contorul de branșament este ultimul pe baza căreia noi facem factura. Iar acele apometre pe care fiecare apartament, fiecare locatar la un apartamentul lor, de fapt sunt niște repartitoare de costuri care ajută, ca împărțirea consumului de apă pe bloc să fie cât mai echitabilă de către cei în cauză. Noi factura o facem după contorul de branșament, care încă o dată specific este ultimul element al domeniului public. Da. Aveți idee cam cât ar costa o separare din aceea pentru bloc? Păi, o separare, pe total. Depinde de condițiile de la locul respectiv, pentru că unele pot fi mai departe, unele pot necesita un cămin care trebuie făcut, deci se pot face separări de blocuri și cu 400, 500 și cu 1000 și cu 1500 de lei. Deci depinde, v-am zis, depinde. Deci totuși nu sunt niște sume Nu sunt niște sume exorbitante și sunt foarte mulți care apelează în dar vreau să vă zic că chiar cu separarea asta pe scări este mult mai bine, se pot gospodări mult mai bine oamenii, dar acolo unde este delăsare și pasivitate, chiar și acolo unde au un apometru la 20 de apartamente și acolo apar probleme. Și am întâlnit, după ce s-au făcut separări, care scări care au datorii de 2000 de lei. Nu se poate să ai 20 de milioane de lei la apă, la 20 de apartamente, consider că nu e normal. Nu e normal, cu siguranță. Însă bănuiesc totuși că fiind mai puțin, mai au jenă unul de alții să cunosc, să acol pe scară, să mai întâlnesc, mai poate spune, băi, vecine, ai grijă un pic, că uite, la urmă vom suferi toți dacă nu își plătește apa. Și aș mai vrea să aduc în atenție și câteva lucruri, că de-aia am spus că vorbim numai de datorii și datorii, dar foarte multă lume, noi facem factura, v-am zis, după indicațiile contorului de branșament. Apoi administratorul începe să o împartă în funcție de consumurile fiecărui locatar în parte. Apar diferențe între contorul de branșament și suma
contoarelor, repartitoarelor de debit din apartamente. Și aici este normală această diferență să apară, din mai multe cauze și mi l-am notat și chiar o să vă dau, da. O să dau citire, poate pentru asta, că mai bine să învețe și lumea și să știe. Da. Ce se întâmplă? La un consum de pot fi, acestea noi, ei le spun practic pierderi. Pierderi în instalația interioară. Așa să le numim, pierderi în instalația interioară. Deci noi avem două tipuri de pierderi. Pierderile pe rețelele publice, când avem defecte, când avem și se pierde o anumită cantitate de apă, dar apa asta nu este plătită de către consumatori. Da, pentru că n-a intrat prin contor. Nu trece prin contor. Corect. Și pierderile, cum le spun, în instalațiile interioare, care sunt plătite de către consumator. Dar ele, și uite, am să vă dau câteva date pe care Institutul Național de Meteorologie și cu firme care distribuie și realizează apometre, deci aparate de măsură și control al apei, le-au făcut și le-au dat și citiri, și publicității. Da. De exemplu, un singur robinet neetanș sau un vas de WC care scapă o singură picătură pe secundă, va duce la o pierdere de apă de 0,5 metri cub pe lună. Un robinet sau un vas WC care scapă 30 de picături în 10 secunde, va duce la o pierdere de 2,23 metri cub pe lună. Enorm. Iar dacă firul de apă care se scurge datorită unui singur robinet sau vas de WC depășește 3 mm grosime, pierderea este de 26,2 metri cubi. Și dacă iau exemplu unui bloc în condomeniu cu 40 de apartamente și mă refer acum teoretic, da. Și în fiecare din acest apartament are loc o asemenea pierdere la un robinet și la un WC, o picătură doar pe secundă, vreau să vă spun că poate rezulta o pierdere a asociației pe acel bloc cu 40 de apartamente de 282,2 metri cubi pe lună. Foarte mult. Păi este foarte mult. Deci, teoretic, ce se întâmplă? Aceste pierderi nu sunt de regulă sesizate, evidențiate de către repartitoarele din apartament. Deci sunt foarte mici. Sunt foarte mici, dar ele sunt înregistrate prin însumare și prin consumul care concomitent are loc în blocul respectiv de către contorul de branșament. Da. Și atunci e normal să apară asemenea diferențe pe care nu avem ce face, dar trebuie plătite, pentru că nu sunt pierderile noastre, sunt ale oamenilor. De aceea aș face câteva recomandări. Și anume, întreținerea, repararea și mai ales etanșarea tuturor instalațiilor interioare, conducte, robinete, vase de WC, pentru eliminarea pierderilor. Citirea contoarelor din apartamente să se facă doar în prezența unui delegat împuternicit de asociația de proprietari. Va fi foarte greu, dar poate fi făcută dată de fiecare, dar din când în când asociația să nu dea mai puțin, să dea verificarea și să facă o regularizare. Verificarea cu ocazie citirilor, și asta e foarte important, pentru că am făcut noi controle, că ne-au rugat asociații de proprietari, a contoarelor de apartament pentru depistarea corectitudinii modului de instalare și funcționare, a existenței sau unor eventuale semne vizibile de deteriorare a integrității sigiliilor, a existenței verificării metrologice. Încă un lucru care vreau să-l spun, repartitoarele astea din apartament, aș întreba pe cetățeni, pe locatari, de când nu le-au mai fost verificate. O verificare metrologică durează 5 ani de zile. Marea majoritate au peste 10 ani de zile. Cu siguranță. Și nu-și pun problema. Trebuie să-și pună problema că nu mai sunt sensibile. Consemnarea rezultatei citirii contoarelor într-o fișă pe care fiecare asociație de locatari să o aibă. Și elaborarea, consider eu, de către asociația de proprietari a unei hotărâri privitoare la criteriile de repartizare acestui consum de apă. În plus, în conformitate cu normele legale menționate, pentru că sunt asociații care împart în funcție proporțională, în funcție de consumul apei de la fiecare apartament, altele împart diferența în mod egal și apar discuții între locatari. Dar regula într-o democrație este clară.
Minoritatea trebuie să o pună majorității. Dacă majoritatea spune împărțim în mod egal, se împarte în mod egal. Sau dacă spune împărțim proporțional cu consumul, se împarte proporțional cu consumul. Am ținut neapărat să amintesc treaba asta ca să mai demontăm puțin din mitul că ar fi pierderile operatorului și nu sunt. Și dacă tot am ajuns la recomandări, aș avea câteva recomandări și pentru, vă rog, pentru cetățeni privind modul de utilizare a apei uzate menajere. Și anume, referitor la rețeaua de canalizare publică, vreau să spun că este destinată doar preluării apelor uzate menajere și fecaloide. Nu se aruncă la toaletă produse de lenjerie și igienă intimă, resturi alimentare, obiecte ce pot înfunda conductele de canalizare. Nu vă puteți închipui. Nu spuneți. În activitățile pe care le avem zi de zi cu colegii de la canal privind desfundarea, privind curățarea canalelor cu voma și manual, ce găsim în conductele de canalizare? Nu vă vine a crede. Ba, îmi vine a crede, pentru că și noi în fosa septică a spitalului găsim lucruri de necrezut. Vedeți? Deci asta este fosa noastră septică, dar gândiți-vă că astea se duc în conductele de canalizare, la un moment dat înfundă conductele de canalizare, au probleme cu subsolurile blocurilor și de aici o serie de neplăceri pentru toată lumea. Da. De asemenea, nu trebuie aruncate, eu spun, știu că nu se va face așa, dar nu trebuie aruncate deversate uleiuri și grăsimi minerale sintetice sau de origine animală, care înfundă canalizarea, se creează dopuri de grăsime și în final ele conduc și îngreunează și activitatea în stația de epurare. Da. Deci apelor uzate menajere. Aș dori dacă 70-80% a respecta aceste probleme, poate nu am avea chiar atâtea reclamații în ceea ce privește canalizarea. Chiar dacă ea, în anumite zone, este proastă, noi intervenim la orice oră din zi și noapte acolo când ni se cere ajutorul și e normal să intervenim, pentru că, de fapt, nu ne facem decât datoria și serviciu și vrem să prestăm servicii de calitate. Domnule director, aș mai fi abordat și problema cea investițiilor pe fonduri structurale. Din păcate, se apropie de sfârșit emisiunea noastră. O să vă rog să veniți într-o altă emisiune în care să discutăm numai despre acele investiții. Și în final, v-aș ruga să mai vă mulțumim pentru aceste sfaturi care, zic, au fost utile. Și iată, demontează niște mituri și dau niște sfaturi foarte utile pentru a preîntâmpina acele defecțiuni. Și în finalul emisiunii, dacă doriți să transmiteți un mesaj făgărășenilor. Mesajul pe care îl vreau să-l transmit este următorul. Vă rog foarte mult să înțeleagă că trebuie să-și plătească apa pe care o consumă. Știu că sunt probleme, știu că sunt dificultăți materiale, dar sfatul meu este să consume apă atât cât poate să plătească. Pentru că îmi pun întrebarea, de ce plătesc cablu, de ce plătesc gazul, de ce plătesc curentul electric și nu plătesc apa? Nu ne face nicio plăcere. Și dacă ați observat, în 2011 nu am făcut prea mult abuz din punctul, cu toate că trebuia să-l facem, că legea ne cere să închidem apa, să debranșăm de la sistemul de alimentare cu apă blocuri întregi, unde unii din oameni sunt buni platnici, dar marea majoritate sunt răi platnici. Nu ne face nicio plăcere. Ne cheltuie bani, muncă inutilă, pentru că trebuie să trimitem oameni, să lucrăm, să cheltuim materiale și multe, multe alte probleme care pot apărea în urma debranșărilor. Deci rog să se treacă pe la caseria unității, pentru că în perioada imediat următoare, conform somațiilor pe care deja au fost date și le vom da în continuare, vom fi nevoiți să trecem și la debranșare. Și este un lucru urât, care nu ne face plăcere, dar n-avem ce face. Domnule director, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și, așa cum v-am promis, o să vă chem într-o altă care să discutăm și despre lucruri mai frumoase. Mulțumim! Dragi făgărășeni, până la viitoarea emisiune, Maga Mihai vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.